Așteaptă-te să petreci mai mult timp în mașină, pe drumuri, în această mini-vacanță. Traficul rutier va fi restricționat în nordul Bucureștiului, astăzi de Sfântul Andrei și mâine de Ziua Națională. Pe 1 decembrie vor fi închise șoseaua Chiselef, Bulevardul Prezan și alte străzi din zona Arcului de Triumf. Ce alte restricții sunt în mini-vacanța de 1 decembrie, ne spune Laura Buciu, editor Alef News. Sunt restricțiile pentru pregătirea paradei militare din 1 decembrie, de ziua națională, care sunt, așa cum ai spus tu, în zona pieței Arcul de Triumf. Astfel, pentru organizarea și desfășurarea activităților, sunt luate mai multe măsuri, astfel că va fi restricționat traficul în zona de nord a capitalei. Astăzi va fi restricționat traficul rutier pe benzile 1, 2 și 3 în piața Arcul de Triumf, pe sensul dinspre piața Presei Libere către piața Victoriei, de la Alea Primo Nediolo până la Arcul de Triumf și pe strada Alexandru Constantinescu de la Arcul de Triumf până la Bulevardul Mărăști, pe ambele sensuri. Aici va fi amplasată și apoi demontată tribuna oficială mâine de 1 decembrie. De asemenea, va fi restricționată rețeaua de circulație care face legătura între Bulevardul Mareșal Averescu și șoseaua Chiselef și spațiul din spatele Arcului de Triumf între Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu și Bulevardul Mareșal Constantin Prezan. De asemenea, mâine de 1 decembrie va fi restricționată traficul rutier pe șoseaua Chiselev și pe străzile adiacente între piața Victoriei, piața Arcul de Triumf și piața Presei Libere. Va fi restricționat traficul și pe strada Alexandru Constantinescu între Bulevardul Mărăști și piața Arcul de Triumf, dar și între pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu între Bulevardul Mărăști și piața Arcul de Triumf. Poliția rutieră, brigada rutieră a luat mai multe măsuri astfel încât să se poată circula cu restricții pe străzile adiacente. De aceea, sfatul polițiștilor rutieri este acela de a se conforma șoferii marcajelor din trafic și sfaturilor polițiștilor rutieri care vor fi de asemenea în trafic pentru dirijare.